Toți cei 6 moldoveni, membrii echipajului unui elicopter din țara contractat de ONU, au fost evacuați în siguranță din Afganistan. 2 dintre ei au părăsit aeroportul din Kabul la bordul unei aeronave a Națiunilor Unite și au ajuns la Islamabad, unde au fost preluați de diplomații români de la ambasada din Pakistan. Ministerul de Externe a anunțat ulterior că restul echipajului elicopterului contractat de Organizația Națiunilor Unite a ajuns pe aeroportul din capitala afgană. Acolo, cei 4 moldoveni au verificat aparatul de zbor și, după îndeplinirea formalităților, au decolat spre Islamabad. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a mulțumit partenerilor externe ai Republicii Moldova pentru asigurarea unui coridor sigur pentru cetățenii moldoveni, precum și responsabililor de la Autoritatea Aeronautică Civilă și Serviciului de Informații și Securitate, care au depus eforturi pentru evacuarea în siguranță a cetățenilor din Afganistan.